înțelepciune și putere și iubire. Doamne, vrem să ascultăm cuvântul Tău. Azi venim în fața Ta, dă-ne, Doamne, harul Tău, să fim vei pentru împărăția Ta. Trezește-ne din nou, Doamne, atinge-ne din nou, peste noi Tu mâna Ta s-o pui și lumina Ta să ardă în noi. Scripturii, cuvântului lui Dumnezeu, și vă reamintesc faptul că acordăm cinstire lui Dumnezeu și cuvântului Său, nu doar dacă stăm în picioare când se citește, ci atunci când îl trăim. Să ne dea Dumnezeu harul să cinstim astfel cuvântul aplicându-l. Deschidem Scriptura la 1 Corinteni 3, și vom citi primele 9 versete. 1 Corinteni 3, de la 1 la 9. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi.
pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și desbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Când unul zice, eu sunt al lui Pavel și altul, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni de lume? Cine este Pavel? Și cine este Apollo? Niște slujitori ai lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Căci noi suntem împreună lucrători ai lui Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Amin. Sfinte Tată, Tu care ai inspirat apostolul să scrie acest cuvânt, inspiră-mă, te rog, și pe mine să-l pot înțelege cât mai clar și prin Duhul Sfânt să-l pot comunica bisericii. Pentru că aș vrea, Sfinte Tată, ca Biserica Betel și cei ce ascultă acest mesaj să fie binecuvântați. Eu sunt la fel de slab ca cei ce mă ascultă, nu-i pot binecuvânta. Și eu am nevoie de binecuvântarea Ta. Și pentru că Tu ești cel ce vrei și poți, binecuvântă. Vestirea cuvântului și dă-ne harul să-L înțelegem, să-L putem aplica. Să fim într-adevăr oameni duhovnicești, nu lumești, nu firești. Amin. Vă rog să vă faceți comas. O să împart mesajul de astăzi în două părți. Partea a doua o să fie mai scurtă, pentru că o să fie o aplicație la mesajul propriu-zis și o să mă ocup un pic de cererea de înnoire a membralității. Va fi ca o aplicație pe acest text. De ce spun că sunt două părți, bine? Pentru cei care ați fost duminica trecută cu noi, ați văzut că Dumnezeu ne-a oferit un har pe care ne l-am dorit cât mai des, și anume o întâlnire la nivel înalt. Adică o întâlnire în care omul are privilegiul să-L vadă pe Dumnezeu în templul Lui. Și când se întâmplă minunea aceasta pe care toți ne-o dorim, omul înțelege trei lucruri fundamentale despre Dumnezeu și trei lucruri fundamentale despre sine. În primul rând, omul înțelege că Dumnezeu este viu în vecii vecilor. În al doilea rând, omul înțelege la această întâlnire că Dumnezeul viu este suveran, El stă pe tron. Am văzut în Isaia 6:1-8. Adică El este în controlul a tot ceea ce se întâmplă. Nu doar ridică și coboară pe împărați, ci știe ce în mintea mea și în mintea ta. Știe și până câte fire de păr am pe creștet. Și în al treilea rând, am văzut despre Dumnezeu că acest Dumnezeu care este viu în vecii vecilor, care este suveran, care este monarhul Universului, este sfânt, sfânt, sfânt. Când omul are această înțelegere a lui Dumnezeu, se întâmplă cu el trei lucruri extraordinare. Primul, zice, vai de mine! Adică își recunoaște nimicnicia, păcătoșenia. Vai de mine, spune Sfântul Isaia, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor la fel de necurat ca mine.
Numai când îl vezi pe Dumnezeu, spui vai de mine. Când nu-l vezi pe El, zici vai de nevastă mea, vai de bărbatul meu, vai de vecinul, vai de ăla, vai de aia. Pe tine nu te vezi. Al doilea lucru, e o minune fantastică. Când îl vezi pe El și îl înțelegi în acest context și te vezi pe tine, așa cum ești, minunea este că Dumnezeu rezolvă păcătoșenia. A luat un tăciune de pe altar, s-a atins un serafim cu tăciune de buzele lui Isaia și a zis, păcatul tău este ispășit și nelegiuirea este îndepărtată. Ei, într-o asemenea întâlnire, nu un tăciune a prins de pe altar, ci însuși sângele lui Iisus Hristos, Domnul, ne curățește de orice păcat. Fantastic. Și în treia rând, când ești curățit de orice păcat, îl auzi pe Dumnezeu întrebând în lumea Lui, cine vrea să meargă pentru noi? Cine vrea să fie purtător nostru de cuvânt? Vorbea Domnul cu îngerii și Isaia a zis, iată-mă, trimite-mă, sunt gata, Doamne, ești gata. Când vezi că Dumnezeu e viu și domnește și e sfânt, îți vezi neputința, păcătoșenia, ești spălat în sângele lui Hristos, ești pregătit să faci lucrarea Domnului. Imaginați-vă că Isaia era într-un moment de criză. Îi murise împăratul, Ozia. A rămas fără serviciu. Și Dumnezeu în cer n-avea un cronicar și i-au bătut palma. Isaia, stai puțin, tu n-ai împărat. Eu n-am cronicar. Și-a bătut palma. Ei, astăzi vom încerca să vedem pe 1 Corinteni 3. Ce fel de oameni suntem? Și asta este întrebarea pe care o pun din start pentru mine și pentru dumneavoastră toți. Tu, ce om ești? Și vă amintesc că în capitolul 2 din 1 Corinteni, în versetul 14, Apostolul Pavel ne pune în față două categorii de oameni. Și citesc versetul ca să ne reamintim cine sunt ei. Dar omul firesc, prima categorie, nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie să judecate duhovnicește. Și versetul 15. Omul duhovnicesc, două categorii de oameni, omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Și spuneam că aici Pavel arată că omenirea este alcătuită din două categorii de oameni. Din două categorii de oameni. Da, lumea aceasta în care trăim noi. Prima categorie, oamenii firești, cum îi numește el, oameni care n-au Duhul lui Dumnezeu, au Duhul lumii acesteia. Oamenii aceștia, sau hai să-i numim necreștini, neavând Duhul lui Dumnezeu, n-au Duhul lui Hristos. Oamenii aceștia nu pot percepe lucrurile din domeniul spiritual. Și spune Pavel, pentru aceștia, ia auziți, deci 14, sunt o nebunie lucrurile lui Dumnezeu. Nu le pot percepe. N-au ceea ce este esențial, ceea ce este cheia înțelegerii lucrurilor duhovnicești. N-au Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Ăștia sunt necreștini. A doua categorie sunt oamenii care au Duhul lui Dumnezeu. Versetul 15 spune așa, omul duhovnicesc dimpotrivă pricepe totul, pentru că spune în versetul 12, și noi n-am primit Duhul lumii, care este necreștin, ci, ia auziți, Duhul care vine de la Dumnezeu. Cum se numește asta? Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Sfânt? Vreau să vă spun, această zi în sală aici și printre cei ce ne ascultă, sunt două categorii de oameni, deocamdată.
oameni care n-au Duhul lui Dumnezeu și nu pot percepe ceea ce aud, nu pot înțelege, ar dori, dar nu pot. Și oameni care au Duhul lui Dumnezeu și oamenii aceștia pricep. Pavel spune, la un moment dat în versetul 16, zice, noi avem mintea lui Hristos. Se zice aici gândul, în greacă este mintea lui Hristos. Și când ai mintea lui Hristos, pricep lucrurile, sunt clare. Dacă mai fiți atenți, la fel ca și până acum. În capitolul 3, deja din primul verset, Pavel mai aduce pe tapet încă o categorie de oameni. Hai să citim versetul 3. Versetul 1. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, deja am întâlnit în capitolul 2, ce au Duhul Sfânt, ci a trebuit să vorbesc ca unor oameni, nu ce firești, oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Și folosește expresia de câte vor, versetul 3, pentru că tot lumești sunteți. Versetul 3, partea B, nu sunteți voi lumești? Interesant că în capitolul 3 nu-i numește pe acești oameni firești ca în capitolul 2, ci lumești. Dacă în capitolul 2 avem de face cu două categorii mari de oameni din lumea asta, pe de o parte necreștinii care au Duhul Lumii și creștinii care sunt în Biserică lui Hristos pentru că au Duhul lui Dumnezeu, în capitolul 3 Pavel vorbește de încă o categorie de oameni lumești. Interesant că în limba greacă e așa de clară distinția. Și o să vă spun cum sună românește. Oamenii duhovnicești, hai să începem cu lumești, da? El folosește cuvântul psuche, psihic, omul natural. Omul duhovnicesc este omul pneumatic. Asta de pneumatologie, adică învățătorul despre Duhul Sfânt sau despre acționări pneumatice cu aer, că vânt înseamnă pneuma, duh. Și aici când e vorba de oameni lume, știți cum îi numește? Oameni carnali, sarx. Oriunde găsim în Noul Testament la Pavel, de fapt la Cornilescu, sintagma firesc sau fire pământească, în greacă e cuvântul sarx, care înseamnă carne. Și aici Pavel spune așa, versetul 1 din capitolul 3, zice, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, pneumatici, ci ca unor oameni carnali. Dar ce este foarte ciudat, dragii mei, frați și surori și ascultători, este că Apostolul Pavel, în capitolul 3, de fapt, toată Biblia, vom vedea, se adresează oamenilor duhovnicești și oamenilor carnali. Un om care nu are Duhul Sfânt nu poate pricepe Biblia. O citește, îi place istoria biblică. Sunt oameni care cunosc bine istoria biblică. Oameni care scriu despre Biblie și o comentează. Recent îmi spunea cineva că a asistat la un talk show, la o discuție între doi erudiți, doctori, unul în teologie creștin și un doctor în ateism. Și încercau să aducă argumente să-și susțină fiecare crezul. Frații mei, când Pavel vine să predice în Corint, el spune așa, că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi că onoram domnitești. El vorbește bisericii din Corint. Ei, vom vedea astăzi că în orice biserică de pe planeta aceasta, biserică creștină, ca și între noastră, oamenii care au primit pe Hristos au Duhul Sfânt în ei. Dar oamenii care au Duhul Sfânt în ei în biserică sunt de două feluri. Oameni duhovnicești și oameni carnali. Altfel zis, creștini duhovnicești și creștini carnali. M-am bucurat în Duhul meu zilele acestea că mi-am găsit răspuns la atâtea întrebări, dragii mei. Vă spun câteva dintre ele. De copil mă întrebam așa, dar și eu l-ai pocăit? Dar și eu l-ai penticostal? Dar și eu l-ai baptist? Dar și eu l-ai evanghelic? Dar am auzit că e în prag de divorț? Dar am auzit că fură?
am auzit că minte, am auzit că se ceartă. Eram copil. Când în biserica în care am crescut, la câțiva ani, a fost o ceartă cumplită. Mă gândeam în mintea mea de copil, naiv, dar ăștia sunt pocăiți? Dar cum se poate ca un pocăit să divorțeze? Știți foarte bine că sunt implicat în consilieri premaritale și maritale. Îl aud pe cel ce are putere în cer și pe pământ. Când văd căsnicii reașezate, vindecate din temelii, și mă întristez când văd unii care sunt în paragină că nu se lasă asistați de Duhul Dumnezeu și se împrăștie. Mă întrebam și zilele acestea am zis, Doamne, în sfârșit am priceput. Pavel nu-i acuză pe corinteni că n-au Duhul Sfânt. Eu am acuzat până zilele trecute. Și am zis, fantastic. Deoarece corintenii, cei din biserica din Corint, au primit Duhul Sfânt, Pavel nu-i poate numi oameni psihici sau oameni simpli umani, oameni din lume. Ăștia nu mai au Duhul Lumii, că au deja Duhul lui Hristos în ei, ci îi numește creștini carnali. Ce înseamnă creștin carnal? Un om care are în el Duhul Sfânt, dar de fapt trăiește cârmuit de carne. Am zis, Nelule, aici e secretul. De ce sunt eu așa de rău? De ce sunt frații mei nu așa de buni cum aș vrea eu? De ce în atâtea familii sunt certuri? De ce sunt biserici sfârtecate, sfâșiate de partide? De ce? Am priceput. Și Pavel spune așa, în versetul 3. Știu că corintenii, ca și noi, s-au jignit când Pavel i-a numit creștini carnali. Păi în Corint se vorbea în limbi la greu, dragii mei. Și o să ajungem acolo, poate, în preajma răsarilor. În Corint erau daruri ale Duhului Sfânt din abundență. Se porocea. Nici măcar nu stăteau la rând, ci unul peste altul, încât Pavel pune rânduială. Într-o biserică atât de carismatică, adică depinde de carisma Duhului, să fie certuri. Păi dacă v-aș citi câteva din păcatele din Corint, dar o să ajungem la ele. În primele patru capitole, Pavel, uitați cu ce se luptă, versetul 3 din textul nostru. Pentru că tot lumești sunteți, mai corintenilor. De ce suntem lumești? Adică creștini carnali, înseamnă lumesc. Creștini carnali. De ce suntem carnali? N-avem Duhul Sfânt. Știu că l-aveți. Nu neg, ar spune el. În adevăr, când între voi sunt zavistii, invidii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi carnali? Nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Când unul spune, eu sunt al lui Pavel, eu al lui Apollo, nu sunteți voi oameni de lume? Nu sunteți voi creștini carnali? Știu că aveți Duhul Sfânt, știu că aveți botezul cu Duhul Sfânt, știu că vorbiți în limbi, știu că prorociți, știu, slavă Domnului, dar voi nu știți ce știu eu, că se vede din afară. Mă uit pe gaura cheie, dar nu trebuie să mă uit pe gaura cheie, pentru că în capitolul 5 spune felul următor, din toate părțile se spune că între voi, măi corintenilor, este o curvie și încă una atât de urâtă, încât nici la păgân nu este. Nu pe gaura cheie te uiți în biserica din Corint, ci din toată lumea se spune că între voi este o curvie cruntă, teribilă. Pavel nu le spune că n-au Duhul Sfânt, ci spune, măi, voi sunteți creștini, aveți Duhul Sfânt, dar voi, în loc să trăiți cârmuiți sau călăuziți sau animați sau împinși de Duhul Sfânt, voi trăiți animați de carne. Sarx, ăsta e cuvântul lui în greacă. Atât m-am uitat și n-am vrut să crezi impresia că acum fac pe... Nu știu greacă, dragii mei. Puțină. Dar suficientă să înțeleg cuvintele cheie care sunt esențiale. Esențiale. Când am înțeles asta, iubiți mei, stai puțin. Așa-s frații mei. Păi și eu sunt așa uneori. Nu că n-ar avea Duhul Sfânt frații mei în ei. Nu asta e problema. Ci-l au pe Duhul Sfânt în ei. Unii au daruri pe care mi le-aș dori să le am și eu, dar săraci de ei, pentru că nu veghează, în loc să se lase mânați, terniți, cârmuiți, trași de Duhul, se lasă împinși, trași
de carne, sau cum v-am spus, Cornescu traduce carne aceasta, pentru că e poate un cuvânt brut, îl traduce prin fire pământească. Când mă uit la cei în Corint, familie în prag de divorț, oameni care încă mâncau din lucrurile jertfite idolilor, oameni care încă nu credeau în înviere. Dați-mi voi să citesc din text, din 1 Corinteni. Anticipez puțin. În capitolul 15 spune așa Pavel: iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii din voi, mă, frați și surori, că nu este o înviere a morților? Asta o spune Pavel nu celor firești, adică din lume, necreștini, ci o spune creștinilor carnali din Corint. Mă, frați și surori, cum puteți voi spune că nu este o înviere din morți, a tuturor morților, când Hristos a înviat din morți? Dar te sperie în versetul 34 din capitolul 15 când spune așa Pavel: Corintenilor, veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, căci sunt între voi, atenție, unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră o spun. Să fii creștin, să ai Duhul lui Hristos și să nu-L cunoști pe Dumnezeu, se poate? Pavel nu spune: voi n-aveți Duhul Sfânt, la voi rătăcire lucrarea care se petrece, darurile astea sunt false. Nu le spune așa, pentru că se teme de Domnul și nu vrea să-i jignească. Ci le spune: veniți-vă în fire. Dar eu zic în capitolul 14, în miezul problematicii darurilor spirituale, pe care și noi ne dorim și Domnul să ni le dea, zice așa, versetul 20: fraților, ia ziți, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte sunt oameni mari. Le spune când e vorba de discernerea și de folosirea darurilor Duhului Sfânt, le spune exact ca și în capitolul 3 de astăzi, versetul 1, când zice: voi sunteți oameni carnali, voi sunteți prunci în Hristos. Mă tot întreb, dragii mei, cum poate un prunc să discearnă darurile spirituale? Noi foarte frecvent ne uităm cu familia la copiii din Elveția, au pe Solomere 7 luni, dragii mei. Și tastatura de la laptop ar băga în gură. Orice duce la gură. Pentru un bebeluș, că e cuvântul bebeluș, creștinul carnal este omul care are Duhul lui Hristos, l-a înțeles pe Hristos destul de mult ca să vină la mântuire, dar fiind imatur, fiind un bebeluș, nu poate merge singur și tot ce aude bagă în gură. Adică tot învățăturile zice: ăsta-s bune, am auzit lucrarea, e super, am auzit predicarea, e super, băi, am fost la conferința, e beton, l-am auzit pe ăla, excelent. Bebelușul sau creștinul carnal e omul care are Duhul în el, dar fiind bebeluș nu poate discerne între lapte și hrănătare. Așa spune Pavel, sunt cuvintele lui, auziți. Versetul 2: v-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, că nu le puteți suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi. Dragii mei, trecuse aproape 2 ani de când Pavel pornise biserica. Erau sute de creștini. Și zice Pavel: mai fraților, dar nici acum, mă, tot la biberon, tot la lăptic, mă, tot la ceiuc. Eram la o grupă de studiu biblic și vede o persoană, avea peste 60 de ani, de undeva dintr-un sat. Și cu lacrimi în ochi a zis: frate pastor, atâția ani am băut numai lapte și ceiuc în biserica noastră. Și vine la studiu biblic la Baia Mare de la 20-30 de kilometri în fiecare luni cu copii. Așa stă. Frații martori și alții care au fost. De câțiva ani vine și spune: frate, ți-am găsit hrană! Nu mai stăm la lăptic, nu mai stăm la ceuc, frate, nu se poate. Pavel zice după 2 ani: mă, fraților, tot lăptic vreți? E bun și lapte duhovnicesc, spune Petru asta, ca să ne crească. Dar când bebelușul are 7 ani, e ok cu lapte. Are 1 an, îi mai dai lapte. Și la 2 îi mai dai, dar când la 5 ani vrea lapte. Și la 7 ani tot lapte. Și la 10 ani tot lapte. Și la 15 ani tot lapte. Ce să faci cu el? Să faci probleme. Să faci probleme. Întrebarea care se pune este următoarea: au acești oameni Duhul lui Hristos?
Da, amin, îl laud, dragii mei. De aceea Pavel nu-i numește oameni din lume, oameni, da, firești, care au Duhul Lumii, ci îi numește oameni creștini carnali. Sunt oameni care au intrat în Hristos, dar care au rămas atâtica. Apostolul spune evreilor în capitolul 5, în felul următor, și o spune cu durere și cu așa cu suferință interioară. Uitați cuvintele apostolului cum sună, dragii mei. Când a început să vorbească despre lucrarea lui Hristos și o asemăna cu a lui Melchisedec, lucrarea de mare preot a lui Hristos, el stând acum la data Tatălui în ceruri, mijlocind pentru noi, zice Pavel așa, dacă el scrie evrei, asupra celor de mai sus, avem multe de zis și lucruri grele de explicat, fiindcă v-ați făcut greu la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Dar cum ajunge un creștin să rămână carnal, să uite de Duhul care în el? Uitați cum, versetul 13 din Evrei 5. Și oricine, orice creștin, orice om din Biserica lui Hristos, oricine nu se hrănește decât cu lapte, cu învățători începătoare, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Știți că mintea noastră e ca o moară. Ce bagnea aia frământă? Interesant că Pavel folosește trei cuvinte pentru copil, trei cuvinte în limba greacă, și aici folosește cuvântul bebeluș. Nema. Mă uit la copii și în biserică. Un bebeluș în Hristos, un creștin care are Duhul Sfânt, dar nu umblă cărmuit de el tot de mână cu altui. Nu-l vezi singur. Nu poate umbla ca un copil. Nu distinge hrana, totul bagă la gură, totul e bun, totul e de la Domnul. Nu e adevărat. De el nu știe săracul. O altă caracteristică, tot timpul e cu cea de mână, nu poate singur, nu poate. Mă duc, întreb acolo, întreb pe Domnul, dincolo. Asta e un copil. Pavel, aici ai finuț, uneori e mai supărat pe ei. Vreau să vă asigur, Biserica Betel este formată din oameni răscumpărați, oameni care au primit Duhul lui Hristos, Duhul care le-a descoperit mântuirea, dar, din păcate, în Biserica Betel sunt oameni duhovnicești, creștini care umblă cărmuiți de Duhul și creștini care umblă cărmuiți de carne, de fire. Întrebarea care am pus inițial și pe care o să o repet mereu este, tu ce om ești? Ce fel de om ești? Creștinule din Biserica Betel, ești un om duhovnicesc? Un om care ești mânat, ești împins de Duhul, energizat de Duhul Sfânt? Sau un om care ești împins, mânat de carne? Și m-a tot întrebat, Doamne, dar stai puțin, oamenii ăștia din Corint chiar sunt mântuiți? Chiar au Duhul Sfânt? Da, au Duhul Sfânt. Uitați cum îi descrie Pavel pe cei din Efes. Dar uitați cum începe epistola, scrisoarea către cei din Efes, cât de frumos. Vreau să citesc începutul, iau ziți. Pavel, apostolul Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes. Wow! Și că din cioși în Hristos Iisus. Uitați ce spune despre ei în capitolul 4. Citeți la versetul 22. La sfinții care sunt în Hristos, că din cioși în Hristos, din Efes, le spune așa, cei din biserică, cei care au Duhul Sfânt, care, atenție, au fost înviați împreună cu Hristos și puși în locuri cerești, spune capitolul 2. Dar în 4 spune așa cu 22, să vă dezbrăcați de mult cel vechi. Dar dezbracă-mă tu, Doamne! Nu vreau, spune Domnul. Pentru că haina asta o poți dezbrăca, vom vedea în final, Domnul nu dă haina de pe mine jos, benele, dă-ți jos haina. Când Domnul a zis către ucenici, lăsați-l, chemați-l pe Bartimeu. Ce a făcut Bartimeu? Și lăsa haina jos. Ne-a luat-o Hristos. Ia auziți, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în Duhul minții voastre. Faceți asta, efesenilor! Faceți-o! Nu toți au făcut-o, de-aia spune Pavel așa. Versetul 24. Și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, îmbrăcați-vă, dați omul cel vechi de pe voi, jos și luați cel nou. Versetul 25. Lăsați-vă de minciună.
oameni botezați cu Duhul Sfânt. Lăsați-vă de minciună! Dragii mei, atâta lumină am văzut Duhul Sfânt în aceste zile, așa, extraordinar. Oameni pe care îi judecam că erau botezați cu Duhul Sfânt și uite, mai mințeau, mai... Pavel spune, oameni din Efes, ăștia erau înviați și puși în Hristos în locuri cerești. Atenție, în domenii cerești, și spunea, lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape său adevărul. Versetul 28, cine fura, să nu mai fure că aveți Duhul Sfânt în voi. Înseamnă că mai furau din frații din Efes, așa-i? Versetul 29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cu care ați fost pecetluiți. De-aia zic, au fost botezați cu Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt i-a pecetluit. Frați și soră din Betel, oameni botezați cu Duhul Sfânt încă mințeau, încă furau, încă jigneau pe frați, încă întristau pe Duhul Sfânt, da? Versetul 31, orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice bârfă, clevetire, și orice fel de răutate să piară în jocul vostru. Dar n-a dat Pavel poruncă. Ziceți, voi faceți asta. Voi faceți-o. Asta înseamnă să dezbrac haina omului vechi și să îmbrac haina omului nou. Vă întreb, au avut acești oameni Duhul Sfânt? L-au avut? Voi care ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, botezați cu Duhul Sfânt, cum de mai trăiți așa? Creștini carnali. Dar n-a fost un caz izolat, dragii mei. Mă uit la biserica din Colose, capitolul 3, versetul 1. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șande la dreapta lui Dumnezeu. Auziți, gândiți-vă lucrurile de sus. Versetul 5, pregătiți-vă centurile. Auziți, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, omorâți curvia, omorâți necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Wow! Sfinți din Colose, oameni plini de Duhul Sfânt, oameni sfințiți în sângele lui Hristos, omorâți aceste mădulare, aceste atitudini păcătoase. Nu fiți, nu rămâneți creștini carnali. Versul 8, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. De care, i-au zis? De mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, adică de bârfă, de vorbele rușinoase, care v-ar putea și din gură. Frați, veniți din Colosie, au zis, 3:9, nu vă mințiți unii pe alții, pentru că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Dragii mei, așa arată Biserica lui Hristos, așa arată, așa arată. Da, Doamne, așa arată. Nu arată așa? V-am dat 3 biserici din Scriptură. Corintul, Efesul, Colose. N-am pus întrebarea, așa ar trebui să arate Biserica lui Hristos? Că atunci răspunsul era altul. Dar din păcate așa arată biserica. Acum, nu că m-am bucurat că am înțeles niște lucruri, ci în Duhul meu îl slăvesc pe Dumnezeu care m-a ajutat să nu mai judec un om care spune eu sunt botezat cu Duhul Sfânt și văd că nu chiar umblă bine. O zic slavă Domnului, ești botezat cu Duhul Sfânt. Dar mai trebuie să înveți să umbli în picioare și atenție cu ce te hrănești. Atenție cu ce te hrănești. Pentru că mâncarea ta, hrana ta, îmi spune cât ești matur. Mi-a plăcut tare mult ce zicea un om al lui Dumnezeu, se numește Gordon Fee. Este o autoritate în lumea teologică mondială și este penticostal. El spune așa, analizând acest capitol. Cei ce nu au Duhul, adică necreștinii, sunt doar umani. De aceea consideră crucea o nebunie. Comportamentul lor izvorăște dintr-un punct de vedere egocentric, pur uman. Așa fac oamenii fără Duhul lui Hristos. Corintenii din biserică au Duhul, dar se comportă exact
ca ceilalți oameni care nu-L au, ca cei pur umani. A fi uman nu este în sine un lucru rău. Sunt oameni doar umani, adică fără Duhul Sfânt, care au vieți de familie frumoase. Vă dau un exemplu, banal. Zile trecute eram la o spălătorie și era frig, era ger. A apărut un băiat la vreo 20 de ani cu o figură așa foarte blândă. Am băgat mașina în spălătorie, era sub casă. Zic, foarte amabil, bună ziua. Zic, ești și stăpânul și angajatul? Nu, zice, sunt cel mai mic de aici. Zice, dar mergeți în birou, că e mai cald. Zic, nu, vreau să-ți țin companie. Mi-a spălat foarte bine mașina. Mă uitat la papucii lui, știa Adidas uzi. Zic, nu-ți iei cizme. Nu, domne, că e rece în cizme. Dar zice, o să plec la locul în Italia, căci pentru 7 milioane. Atenție, frați și surori, zice el, dar domnule, înțeleg că e o lume tare, rea și criză, poate că patronul meu n-are mai mult să-mi dea. Au zis frați pocheți, angajați la patron pocheți. Asta n-are Duhul lui Hristos. Dar zice, domnule, cred că are și patronul meu are crize financiare și de aia nu-mi dă numai 7 milioane. Bun. Taxa era 10 lei. Scot 15, zic, dă-mi înapoi 3. Domnul, e mult! Mi-a luat doar 10 lei. A zis, nu pot să iau mai mult. Omul ăsta e un om din lume, n-are Duhul lui Hristos. Nu vin la biserica evanghelică. Sunt oameni normal, o viață normală. Zice Gordon Fee, nu-i rău să fii un om fără Dumnezeu, să fii un om în lume. Să nu știi pe Dumnezeu deocamdată, atenție. Deci a fi uman nu este în sine un lucru rău. La fel cum nu este rău să fii carnal. Ești un om care pornești din carnea asta, doar. Ceea ce este, atenție spune, ceea ce este de netolerat este ca cineva să fie primit Duhul Sfânt, ceea ce îl face să fie mai mult decât un simplu om, și totuși să continue să trăiască ca și cum nu ar fi mai mult decât uman. Primirea Duhului Sfânt îl plasează pe credincios într-o realitate nouă în care viața trebuie trăită prin Duhul și nu prin carne. Pentru Pavel, imperativul de bază al vieții creștine este următorul. Umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Amin? Atenție, frate și soră, din biserica Betel. Și cei care ne ascultă, nu știu de pe ce coclauri, și sunt în biserica lui Hristos. Ca și oameni răscumpărați, ca și oameni care avem Duhul, unii umpluți de Duh, botezați cu Duhul Sfânt, avem două opțiuni care mă bucur și mă cutremur. Nu atârnă de Dumnezeu, ci de mine și de fiecare. Umblăm fie cârmuiți de Duhul Sfânt, fie de carne. Sunt lucruri pe care nu le-ai putut și nu le-am putut face nici unul din noi. Pe astea le-a făcut Cel ce are toată puterea în cer și pe pământ și în lui este Hristos Domnul. N-am putut să ne resuscităm. Eram morți în păcat și în fără de lege. Hristos ne-a resuscitat, ne-a înviat și ne-a plasat în locuri cerești împreună cu El. Vezi Efeseni. Și ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în Hristos, în locuri divine cerești. Asta n-am putut noi face. Dar atenție. Sunt lucruri pe care Dumnezeu nu le va face niciodată pentru mine și pentru tine. Pentru că știe că le pot și le poți face tu. Nelu, dă haina asta jos de pe tine. Dar nu vreau. Dar ești transpirat. Dar mi se vede transpirația pe cămașă. Păi dă-o jos. Nu vreau. Nu o să vină să mă dea jos pentru că îmi respectă demnitatea. Sunt fratele lui Hristos. Niciodată nu o să facă Hristos ce trebuie să fac eu. Atenție! Este fundamental pentru un om care are Duhul lui Hristos, pentru un creștin, să facă tot ce poate să trăiască cârmuit de Duhul. Și tot ce nu poate el, atenție, face Cel ce are toată puterea în cer și pe pământ. Când te duci cu darul la altar și acolo îți amintești că fratele tău are ceva împotriva ta,
Ce face Domnul? Spune, Nelule, stai așa cum e la spate, pare rău. Nu poți să ascult rugăciunea, dar ce nu-i frumoasă? Nu. Ai o problemă, du-te și rezolvă. A, Doamne, Nelule, nu pot face în locul tău asta. Te rog, ești atot puternic. Asta nu. Nu atârne de mine. Nu atârne de mine. Nu atârne. Când aude Petru și ceilalți, că nici măcar tânărul bogat, un om integru apare, nu intră în împărăție, spune, Doamne, păi cine poate intra? Și ce spune Hristos? Cei cu neputință la oameni. Stai cu putința la Dumnezeu, dar țineți minte și îl rog să-mi dea harul să-ți minte cât trăiesc. Cei cu putință la oameni nu face Dumnezeu. Îmi pare rău, dar îmi pare foarte bine că așa stau lucrurile. Tu, ce fel de om ești? Ai câteva variante. Zici, da, frate, da, Doamne, da, diavolul-i de vină? Bun. Diavolul-i de vină? Am o veste bună. Hristos Domnul deja a zdrobit capul șarpelui. Voi l-ați biruit. Așa spune Hristos în cuvânt. L-am biruit. Cel ce este în noi este mai tare decât cel ce este în lume. Așa că nu mai pune scuza asta. Diavolul, frate, ce face diavolul între frați? Îi zdicuie pe tăi diavolul. Nu diavolul. Nu. Nu mai puneți vina pe el. Dar frate, n-am putut să evit. Dar frate, dacă ai fi văzut cum a vorbit cu mine, frate, n-ai putut. Hai cu mine. Deci punem pe seama neputinței noastre, pe seama circumstanțelor. Fratele, a fost de vină. Circumstanțele împrejurile. 1 Corinteni 10, anticipăm. Versetul 13. Hai să vedem ce spune Sfântul Pavel. Nu v-a ajuns nici o ispită care să nu fi fost potrivită cu putere omenească. Și Dumnezeu care e credincios nu va permite, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Aleluia! Nu-ți devine frații, nu-i devine pastorul, nici biserica. Oh. Asta a înțeles Isaia în întâlnirea la nivel înalt, când l-a văzut pe Dumnezeu. Nu-i devine omul de afaceri, că așa zice, vai de aia care pun casă lângă casă, vai de mincinoși ăștia, vai de aia. Când a văzut pe Dumnezeu, nu, Doamne, nu, îmi cer iertare, vai de mine. Nu pot pune vina pe diavolul că a fost biruit, capul izdorbit. Strategia lui este nemicită de Hristos. Nu pot pune vina pe împrejurări și pe oameni că Domnul mi-a garantat, le știe cât sunt de slab. Mi-a făcut ideea unui frate care a zis, orice ispită care vine spre noi este ca o săgeată sau o suliță. Și mă prinde Hristos, zice, nu, asta e prea tare pentru Nelu, nu-l las. O, asta e pregătit, dă-i drumul. Nu pot pune vina nici pe diavol, nici pe împrejurări și pe frați. Mai rămâne o vină, la cine? La mine. La mine. La mine. Nu știu câți din noi, când venim la închinare, spunem, Doamne, Doamne, dar ce fel de creștin sunt eu? Ce om sunt eu? Că din lume mai sunt mulți? Tu ce om ești? Ești un creștin care umbli cărmuit de Duhul Sfânt? Sau cărmuit de carne? De poftele tale carnale. Am o veste foarte rea pentru noi. Pentru cei care încă se mai lasă cărmuiți de fire de carne. Faptul că astăzi încă suntem în viață o veste bună. Am înțeles că depinde de noi. Mingea în terenul nostru. Dacă astăzi nu schimbăm macazul, vorbesc despre mine, nu se știe dacă voi mai avea un mâine. Fragii mei, creștinul carnal, dacă rămâne așa, un bebeluș toată viața,
Vom vedea ora viitoare dacă vom trăi. Lucrarea fiecăruia este testată de foc. Și sunt unii care vor fi mântuiți cum? Uitați-vă că Pavel nu-i acuză în prima fază că ei sunt carnal pentru că, nu știu, unul e curvar și altul host și mincinos, nu, ce spune. Măi, nu sunteți oameni lumești? Când unul spune să lui Pavel și eu lui Apollo, măi, hai să judecăm, spune Pavel, dar cine e Pavel, măi? Măi, content, cine e Pavel? Măi, dar cine e Apollo, mă? Și acest este un cuvânt pe care intențional am citit așa, în Cornilescu scrie în felul următor, versetul 9, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Dragii mei, în original este în felul următor, căci noi suntem împreună, eu cu Apollo, zice Pavel, noi suntem o echipă, împreună lucrători ai lui Dumnezeu. De ce? Pentru că uitați-vă ce urmează în text. Voi, biserica, sunteți ogorul lui Dumnezeu. Voi sunteți clădirea templului Dumnezeu. Și noi, slujitorii, suntem împreună cu echipieri, noi, unii cu alții. Biserica din Corint. Apollo a venit cu furtunul și a strupit. Dar dacă n-a fi fost Dumnezeu care să facă să crească, fantastic! Fantastic! Fapt, apostolul 9:21, verset care îmi place nouă tare din momentul ăsta, dar nu numai la o să știți. Și orice vezi că domnul creștinul domnicesc spune așa. Noi zicem, și biserica se înmulțea cum? Cum se înmulțea biserica? Cu ajutorul Duhului Sfânt. Dar asta e consecința. Să citim tot versetul. Sunt în fapte 9:31. Biserica se bucura de pace. Se întărea, se consolida, sufletește. Adică se hrănea nu cu lăptică de zoc, cu biberonul, că ce se fac cu biserica asta? Ca o grădiniță, nu? Ca o creșă. Deci nu grădiniță, creșă. Deci, biserica se bucura de pace. Se consolida sufletește pentru că mânca hrană tare. Și trei, umbla în frica de Dumnezeu. Iubiții mei, când Duhul Sfânt vede o biserică ce trăiește în pace, în armonie, ce caută zidirea spirituală și nu stă la lăptic, aruncă biberonul și ia hrană tare, pentru că mintea și-o hrănește cu ce trebuie, cu adevărul despre neprihănire, cu lucrarea lui Hristos care este în ceruri și oamenii se tem de Dumnezeu. De ce se întâmplă? Ce spune profetul Isaia în capitolul 44 și tare îmi place ce spune el. Versetul 3, căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat. Degeaba aud eu Apollo, dacă nu de Dumnezeu. Voi turna pe peste pământul însetat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odrasele tale. Se vor ridica, vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălcile lângă pâraile de apă. Unul va zice, eu sunt al Domnului. Și atenție, altul se va numi cu numele lui Iacov. Și mare atenție, iar altul va scrie cu mâna lui. Al Domnului sunt și va fi cinstit cu numele lui Israel. Altul va scrie cu numele lui, sunt al Domnului. Tu ce om ești? Atenție, n-am pus întrebarea, tu ești om? Nu, iubitule. Tu ce fel de om ești? Dacă încă ești în lume, te înțeleg că nu pricepi aceste lucruri. Zic, Doamne, dacă Tu dai Duh Sfânt ca să te priceapă oamenii, dă-mi și mie harul acesta. Și ai în poporul Domnului. Dacă ești răscumpărat și mântuit ca și mine și ca și peste 150 că suntem aici, atunci mai rămâne să răspunzi la o întrebare. Ce fel de creștin ești? Nu te întreb dacă ai Duh Sfânt. Nu. Cine te călăuzește în decizii, în vorbe, în gânduri, în comportament. Pentru că Pavel, în esență, spune așa la corinteni. Păi, corinteni carnali, dar încetați cu gândirea asta lumească carnală. Dar nu mai vă comportați ca niște bebeluși, ca niște oameni carnali. Vă vezi Duhul Sfânt în voi?
Tu ce fel de om ești? Vreau să închei cu o veste bună. Hristos Domnul ne-a chemat pe toți să fim creștini duhovnicești, oameni duhovnici, oameni care au Duhul Sfânt, care percep realitatea duhovnicească și cea materială și fizică. Oamenii ăștia pot judeca totul și nu pot fi judecați de nimeni. Haideți să fim toți, fără excepție, oameni duhovnicești, atârnă de noi. Amin.